Este o mare bucurie pentru mine ca și în această dimineață să fiu împreună cu voi, să cu toți și ori de câte ori am șansa aceasta, o consider din partea lui Dumnezeu ca o onoare, slăbit să fie numele. Vă rog să primiți cei care nu ați spus în seară, salutări sfinte din partea bisericii, Elin, din acum Washington, biserică în care îi slujesc de 11 ani, din partea familiei, mereu din partea soției, celor trei copilași pe care Dumnezeu mi-a dat. Vă salutăm în numele Domnului Hristos și Domnul să vă binecuvinteze. Spuneam aseară că există personal pentru mine, după ce am stat înaintea lui Dumnezeu, trei mari provocări și nu numai a generației tineri, ci a noastră, a tuturor celor care vrem să prindem și să vedem venirea lui Hristos. Și am spus aseară că cea mai mare provocare pe care eu cred, studiind cuvântul lui Dumnezeu, suntem noi. Deci cea mai mare bătălie, cea mai crâncenă pe care trebuie să o duci, este cu tine însă. Și probabil azi dimineață, dacă v-ați adus aminte de cuvintele de aseară, v-ați uitat în oglindă și i-ați arătat un semn de pace pentru cel care în oglindă și vă stătea în această dimineață. El este dușmanul vostru. Că El trebuie să luptați, El trebuie să-L puneți la punct, dacă vreți, ca să ajungeți în Împărăția lui Dumnezeu. Puteam să fie ales alte teme. De exemplu, am un ciclu despre tinere, ține-te curat și știu că tinerilor le plac astfel de teme. De exemplu, este păcat sărutul în prietenie și vreau să vă spun că răspund data viitoare. Apoi, o altă temă este îmbrăcămintea. Ce este îmbrăcămintea? Este utilitate sau plăcere? Și asta trebuie noi să răspundem. Pentru ce ne îmbrăcăm? Și vreau să spun și tinerilor și tinerelor și celor căsătoriți că atunci când te îmbraci, dacă nu ai nimic de vânzare, nu fă reclamă. Și cred că m-ați înțeles. În Europa există o modă așa de aiurea și am văzut că a apărut-o și prin America, eu știu, în Canada, este pentru bărbați mai ales. Apoi au apărut pantaloni ăștia slim. Așa, arată, bărbații în pantaloni slim arată ca un cărnaț. Și mai ales dacă sunt pic cu burtă ca mine, arăți ca un dovleac pe două bețe. Urât. Și nu numai atât, dar este și moral. Și bărbați, și femei, și tineri, și bătrâni, dacă nu aveți nimic de vânzare din trupul vostru, nu-l faceți reclamă. Un tânăr, sau mai bine zis, o căsătorie poate să țină, să reziste vitregiilor, vremii, încercărilor, atunci când tânărul și tânăra se îndrăgostesc întâi de caracterul lor, nu de trupul lor. Pentru că trupul se schimbă. Eu nu arăt așa cum am arătat în ziua nunții. Eram tânăr și frumos. Acum sunt doar frumos. Și dacă trupul se schimbă, partenerul tău de viață o să se sature de tine și o să caute altceva. Pe internet, pe mergi online, poate pe la biserică și se termină cu căsătoria. Deci nu uitați, tineri, căutați-vă un partener din care să vă îndrăgostiți de caracterul lui, în primul rând, sau a ei, nu de trupul lui sau a ei. În viața de credință, pentru băieți, mă refer acum, în viața de credință nu trebuie să ai doar aici, trebuie să ai și aici. Și este important lucrul acesta. Aș fi putut să vorbesc despre muzică și am o temă frumoasă și am intitulat-o Muzica în biserică sau Cântecul cu cântec, pe care de multe ori îl avem noi și de multe ori este gălăgie prin adunare. De ce cânt așa? De ce nu așa? Trebuie să ne gândim biblic ce spune Dumnezeu și despre aceasta. În schimb, rugându-mă, m-am gândit la aceste teme. Provocarea generației tinere. Și am spus că cea mai mare provocare este, suntem noi. Eu pentru mine, dumneata pentru dumneata. Și cu El trebuie să ne luptăm. A doua mare provocare, aș vrea să vorbesc în această dimineață. A doua mare provocare pe care o ai în viața de credință este păcatul pe care îl iubești. Știați că fiecare dintre noi avem în viața noastră câte un păcat sau mai multe. Unii avem
câte o păsărică, alții avem câte un stol. Este păcatul pe care îl iubim, păcatul pe care îl scuzăm, păcatul despre care spunem eu nu pot să mă scap de chestia asta. Nu există. Viața de credință nu există, nu pot, există, nu vreau. Țineți minte ce vă spun. Oricât de greu, chiar și să fii drug addicted, să fii alcool addicted, să fii, eu știu, pornography addicted, nu există, nu pot, există, nu vreau. Există tot felul de soluții să scap de astea dacă vrei. Era prin anii 90, când era campionatul mondial de fotbal. Păi îi place fotbalul, sapărul. Să știu că mai sunt păcătoși ca mine. Era, deci, la campionatul național, mondial de fotbal din Italia, era o reclamă la Adidas. Torsion. Thank you. Dacă vrei cu adevărat, deci nu tăia din reclamă. Dacă vrei cu adevărat, poți. Și este un adevăr al Scripturii. Scriptura spune, pot totul în Hristos care mă întărește. Nu uitați, frați și surori, nu vreau să mă adresez numai celor tineri. Pentru că de multe ori noi aruncăm cu grenada, cu dinamita, cu oamenii ei. Și tinerii ăștia și tineri, nu. Știți cât de căpuși au și bătrânii? Foarte multe. Și un pom tânăr mai pot să-l întreb, dar un bătrân... Uneori îi scapă numai patru scânduri și... Este important, dragii mei, să ne gândim care este păcatul pe care îl iubesc în viața mea. Pentru unii este moda, pentru alții este cheltuiala, pentru alții este cosmetica, bijuteriile, pentru alții este cravata, pentru alții este mașina. Pentru alții, și aici să știți că este foarte important să ne gândim cu atenție, pentru alții este propria imagine sau narcisismul. Știți câți pocăiți îi iubesc pe ei mai mult decât iubesc pe Domnul Hristos? Știți câți oameni ies pe scenele bisericii și cântă încercând să-și făurească o imagine, să fie popular și nu îl laudă și îl glorifică pe Dumnezeu? Știți câți oameni predică pentru că vor să arate bine înaintea oamenilor? Și veți spune de unde am spus. Citiți cu atenție Matei capitolul 6. Și acolo veți vedea că sunt atâția pocăiți care folosesc cele mai spirituale slujiri doar ca să-și facă o imagine și să înceapă să se închine propriei statui. Haideți să ne gândim în această dimineață și vă rog sincer să fiți voi cu voi. Care este păcatul pe care îl iubești în viața ta? Pe care îl scuzi în viața ta? La care spui, așa m-a creat Dumnezeu. Să nu crezi asta, că e o minciună pe care diavolul ți-o bagă în capul tău și tot repetându-o, tu începi să o crezi. O, așa m-a creat Dumnezeu. Știi cum te-a creat? Uite așa cum sunt eu, brunet, cu ochii căpui, cu păr pe cap, la vârsta aceasta, dându-mi zile și sănătate. Așa m-a creat Dumnezeu. Caracterul se formează. Să nu spui mie că sar din papuci și sar pepenii și sar capacele, și să spui mie că te-a creat Dumnezeu așa. Nu, așa te-ai făcut tu, că-ți place. Uneori, dragii mei, acceptăm un anumit păcat în viața noastră și el devine partea noastră, identitatea vieții noastre. Noi fără el nu mai putem trăi, așa cum spunea fratele Andrei despre Snapchat, despre Instagram, despre Facebook. De câte ori, dragii mei, am luat șmecheria asta, și am deschis-o fără să avem nevoie de ea. De câte ori ai pus mâna pe ea, ai deschis și imediat a apărut pagina albastră. Și... De câte ori am făcut lucrul acesta ca tânăr? Sau poate ca bătrân? De câte ori am deschis internetul sau televizorul? Și n-a fost nevoie să-l deschid. Care este păcatul din viața mea pe care îl iubesc? Care este păcatul pe care îl spus? Pentru unii este vorba multă și de nimic. Pentru alții este bârfa, pentru alții judecata, pentru alții lăcomia, pentru alții zgârcinia, pentru alții neiertarea. Care este păcatul pe care îl spus în viața ta? Ce este în viața ta și îl ascunzi? Și îl dosești? Și îl pui sub un batic sau sub o cravată. Vii la biserică și începi să arăți cum ai vrea să fii, nu cum ești în adevăr.
Aș vrea să vă pun o întrebare dimineața aceasta. Dacă cei din jurul nostru ar auzi ce gândim noi, ne-ar fi rușine? Dacă ar auzi el ce gândesc despre el, ne-ar fi rușine? Dacă ar auzi ea ce gândesc despre ea, ne-ar fi rușine? Gândiți-vă la lucrul acesta. Care este gândul, pofta, slăbiciunea, defectul de caracter, meteahna, obiceiul rău pe care mi l-am făcut ani de zile? Care este cloșca pe care am pus-o să se cuibărească în viața mea și nu vreau să scăp de ea? Și de multe ori au spus, spunând că nu pot, nu există, nu pot, nu vreau. Și știi de ce nu vrei? Pentru că îți place. Iubești păcatul respectiv. Iubești păcatul minții, iubești păcatul inimii, iubești păcatul inimii, iubești păcatul acela înfăptuirii. It's time for a change. Spuneam aseară, cea mai mare provocare suntem noi și trebuie să știm că avem de luptat cu acesta. A doua mare provocare pentru noi este păcatul din obișnuință. Păcatul acesta pe care noi îl ținem în viața și inimile noastre. Evrei 12 cu 4 spune: voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. De seara am să încerc să-mi depun mărturia personală, să vedeți că eu am fost ca voi și poate de 10 ori într-un garbage, într-un gunoi mai mare decât unii dintre dumneavoastră vă considerați că sunteți sau ați fost. Și vreau să vă spun că Dumnezeu, din oricât de mare garbici nu ai fi, Dumnezeu te poate scăpa. Amin? Dacă Dumnezeu a rânduit ca dintr-o pâine mucegăită să se extragă penicilina, înseamnă că dintr-un om de nimic ca tine, pe care tu te vezi în ochii tăi, Dumnezeu poate să facă un vas de cinste. Lăuda să fie numele Lui. It's time for a change. Cum să scapi de păcatele de obișnuință? Cum să scapi de ele? Haideți să ne punem întrebarea aceasta. Care sunt păcatele din obișnuință? În primul rând, păcatele din obișnuință sunt păcatele care se repetă în viața ta. Haideți să pun o întrebare, că tot am luat-o cu păcatul ăsta. Câți dintre dumneavoastră, și nu vă rog să nu ridicați mâna, câți dintre dumneavoastră anul acesta ați bărfit mai mult de 3 ori? Dacă ai bărfit anul acesta mai mult de 3 ori, de 4 ori, de 5 ori, unii o fac zilnic, au abonament, înseamnă că e un păcat din obișnuință. Și problema este că tu nu te lași de el pentru că îl iubești, pentru că îți place. Ție îți place să fii pro-TV-ul bisericii. Să dai motive de rugăciune la alții. Păcatul din obișnuință este păcatul care se repetă. Păcatul din obișnuință este păcatul care accepți de bună voie. Tu îl lași să se folosească de tine păcatul respectiv. Păcatul din obișnuință este păcatul care a devenit un obicei în viața ta. Ai obiceiul să faci lucrul acela. Ai obiceiul să ai atitudinea aceea. Ai obiceiul să dai pumnul în masă când te duci acasă. Ai obiceiul să strigi la soție, să strigi la soț, să strigi la copii. Ai obiceiul acesta să te culci fără să te rogi. Ai obiceiul acesta să te culci fără să citești Scriptura. Ai obiceiul acesta să trăiești o săptămână fără să deschizi Cuvântul lui Dumnezeu. Este un obicei. Este o meteahnă. Este un lucru care l-ai în viața ta. Este păcatul din obișnuință, este păcatul împotriva care căruia nu lupți, ci trăiești de dragul lui. Cu alte cuvinte, îl ascunzi, îl scuzi, îl minți. Te faci că ești altceva decât ceea ce ești tu. Păcatul din obișnuință este păcatul pe care îl justifici, nu îl alungi din viața ta. Adică păcatul ăla care, despre care spui, nu pot, frate. Uite, am încercat, dar nu pot. Oare? Și te rog din această dimineață să nu mai vinzi castraveți la grădinare, că nu merge. Cum adică nu poți? Știi când nu poți? Nu poți când ești demonizat. Nu poți când ești nemântuit.
nu poți, că nu, când nu l-ai cunoscut pe Hristos și toată puterea și harul și autoritatea pe care Dumnezeu ți le-a pus la dispoziție, atunci nu poți. Atunci când nu l-ai pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața ta, dar atunci nu poți. Dar atâta timp cât ai la dispoziția ta întregul arsenal al împărăției, cum poți să spui că nu poți? Îți spun eu care este adevărul. Nu vrei. Îți place de el. Îl iubești. Îți place să te uiți pe telefon și să vezi pozele alea. Ți-ți place, îți face plăcere. De asta te uiți acolo. Nu pentru că nu poți să nu te uiți. Îți place paharul ăla de bere sau de vin sau de țuică ardelenească. Nu pentru că nu poți. Îți place de el. Țigarea aia, îți place aroma ei, mirosul ei. Îți place să-l sun pe cutare și să-l mai informezi despre sora sau fratele. Ți-ți place chestia asta, e chipure chemarea ta să faci lucrul acesta. Păcatul din obișnuință schimbă sensul adevărului. Vreau să vă pun această întrebare. De exemplu, frați și surori, că am trecut la mărturisirea păcatelor în seara asta. De cât timp știți dumneavoastră că bârfa este păcat? De cât timp știi lucrul ăsta? 5 ani, 10 ani, 15 ani? Cine știe că bârfa e păcat de 30 de ani? Ridicați-mă, vă rog frumos. Păi și dacă știu că e păcat, de ce îl fac? Dacă știu că minciuna e păcat, de ce fac? Dacă știu că lăcomie e păcat, de ce fac? Dacă știu că zgârcenie e păcat, de ce fac? Dacă știu că pofta sexuală e păcat, de ce le fac? Pentru că păcatul din obișnuință schimbă sensul adevărului în viața ta. Tu undeva știi că e păcat, dar... Na. Predica odată un frate, m-a uimit foarte tare, că a spus că până și minciuna e vorbă. Normal că e vorbă, dar e păcătoasă. E păcat. Păi dacă știi că e păcat, pentru ce îl faci? Cum justifici păcatul ăla din viața ta? Cam cum îl ai explicat? Cam... Care este formula chimică, matematică, fizică pe care o folosești și spui datorită vectorului acesta, legea gravitației și nu știu ce acolo și din cauza asta a apărut păcatul în viața mea și eu nu pot să mă las de el pentru că nu vrei să scapi de el, pentru că te gândești, îți place. Cum poți să-ți dai seama că ai un păcat sau un obicei în viața ta? Când nu ai argumente să nu-l faci, nici motivație să te schimbi. Când nu ai argumente, când pentru tine Scriptura nu este de ajuns să te motiveze să schimbi viața. Știți care este durerea cea mai mare pentru mine ca slujitor? Este că am și întâlnesc frași și surori în biserici care au 30 de ani de pocăință și ei încă sunt în scutece, încă trebuie să le schimb tempers. N-au crescut deloc, au rămas, este... O boală care eu o numesc piticism spiritual. Nu mai cresc, ăștia tot pe loc, pe loc, pe loc, tot pe loc. Spunea un frate din comitet de la noi că sunt pocăiți care au două viteze, pe loc și deloc. Atâta merge la ei transmisiunea. Pe loc și deloc, pe loc și deloc, pe loc și deloc. Bat apa în piu crezând că o să iasă vreodată unt. Niciodată nu iese unt din apă. Când nu ai motivație să te schimbi, gândește-te, de exemplu, de când știi tu că bărfa este păcat și au trecut atâția ani și nu ai schimbat nimic, dar tot îi dai. Dar merge, nu? Merge. Dumnezeu nu m-a trăsnit, în accident am căzut, de cancer nu m-am bolnăvit, la disciplină nu m-a pus nimeni, Duhul Sfânt prin prorocie nu a descoperit lucrul ăsta, se poate, nu? Merge. Când nu ai o motivație să schimbi păcatul ăla din viața ta, înseamnă că e un păcat de obișnuință. Când vezi că păcatul respectiv nu ratează nicio ocazie și apare foarte des în viața ta, ăla este un păcat din obișnuință. Când nu ratează nicio ocazie, cum o prinzi ocazia, cum o șutat și gol. Parcă tot timpul e de la 11 metri, așa, pac și gol, pac și gol, pac și gol. Când te înfrânezi nu de dragul pocăinței, ci de rușine de a nu fi văzut. Știați că păcatul din obișnuință se face pe ascuns? Îl faci pe ascuns să nu ne facem de râs. Dar nu pentru că ți-e frică de judecata lui Dumnezeu. Nu pentru că vrei să te pocăiești și să te schimbi. La biserică nu-l faci pentru că ți-e rușine. Dacă mă vede păstorul, ce o să zică despre mine, nu?
Când voința ta este implicată în păcat, ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că e păcatul făcut cu voia. Și iarăși trec la exemplul acesta cu bârfa. Să nu spui tu că fără mintea ta și fără voia ta tu bârfești. Bă, dar nu mi-am dat seama, frate, că am zis despre tine cuvinte. Așa, prin... Cum adică nu ți-ai dat seama? Vrei să spui că a vorbit gura fără tine? Dar și erai somnambul? Când voința este implicată în făurirea păcatului aceluia, este un păcat din obișnuință. Și asta este un argument în plus pentru mine că ție-ți place păcatul ăla, că îl iubești păcatul ăla. Că e parte din viața ta, din identitatea ta. Că arăți un pic mai cool dacă spui și tu expresiile alea. Dacă folosești și tu F-words când te enervezi, mă pare cool. Culmea. Gândiți-vă la lucrul acesta, dragii mei. Când planifici să păcătuiești, sunt oameni care planifică să păcătuiască. O fac premeditar, cu alte cuvinte. Când faci și bine încercând să-ți împaci conștiința. Știți că tineri am întâlnit eu, care cântă în cor, în farfară, în orchestră, cântă solo, cântă oriunde, doar ca să-și împace conștiința, că după ce am vorbit cu ei și aveau atâta gunoi în viața lor. Oamenii care au păcate de obișnuință în viața lor, să știți că vor să-l acopere, este un fel de cireașă pusă pe tort. Faci un bine, ca păcatul care în viața ta să arate un pic mai frumos. Cu alte cuvinte, este ca și cum ai lua un gunoi care pute urât, îl pui într-un bax și îl îmbelești într-o hârtie frumoasă cu fondiță ca să arate ca un cadou de Crăciun. De multe ori asta se face în viața unui om. Când crezi că nu îți faci rău. Obișnuința este a doua natură. Te gândești, mă, dar ce? Se poate, nu? Dar ce rău îmi fac mie? Dar nu fac rău nimănui dacă o dată pe lună așa deschid frigiderul să mă vadă, să nu mă vadă soția și copiii și 100 de grame de vin din ăla de butuc organic. Pentru poftă de mâncare. Am citit câteva articole pe Facebook că un pahar de vin ajută tare mult la sănătate. Și așa e de bun. Și diavolul spune și face și mărgăritare frumoase. Și dacă e rece și ești însetat când îi dai mâna așa fără respirație, mă, dar merge de nou. Înțelegeți ce spun? Când te gândești că păcatul care l-ai în viața ta nu afectează pe nimeni, dar te afectează pe tine, familia ta, biserica ta și veșnicia ta. Cum să scapi de păcatul de obișnuință? Hai să ne uităm un pic la efecte destructive. În primul rând, un păcat care este în viața ta, să știi că va produce depresie, nemulțumire și critică. Știți care este părerea mea ca slujitor despre oamenii care tot timpul sunt nemulțumiți și critici? Că viața lor este păcat, în primul rând. Pentru că conștiința lor este tulbure, ei ar vrea să scape. Dar chipurile nu pot și atunci încep să dea vina pe toți ceilalți. Păstorul e vinovat. Dar ce e cu slujba asta, domnule? Dar asta e convenție? Dar asta e cântare, domnule? Dar ce-o predicat așa de lung? Dar ce l-o mai adus și pe asta de mașă, domnule? Dar mă înțelegeți? Oamenii care sunt puși tot pe pâine cu oțet. Ăștia mănâncă tot timpul lămâie. Ce produce păcatul în obișnuință? Depresie, nemulțumire, critică? O imagine negativă de sine și având o imagine negativă de sine îți trec pe minte tot felul de nebunii ca și cum ar fi sinuciderea. Te gândești la asta. Imaginea despre tine e urâtă, e mizerabilă, e murdară, nu vezi sensul vieții, nu mai găsesc motivație, dar pentru ce să trăiesc, dar cum să-mi aleg cariera, dar dacă nimeresc rău, că tot timpul așa tu mergi, parcă ești sabuie. Tot pe sub pământ ești. Dar de ce? Este un păcat acolo care produce chestia asta în viața ta. Lipsa de dispoziție. Și să știți că eu mă uit foarte mult prin bisericile prin care merg. Și dacă îi văd pe toți frații și sunt așa sobri, domnule, de parcă zici că au fost rupți undeva de pe pereții de la bisericile, freștele de la bisericile ortodoxe, toți sunt așa. Nimic bucurie, mântuire, nimic dispoziție, nimic așa, vin tot serios. Mă gândesc, oare de ce n-ai dispoziție? Ce se întâmplă până la urmă undeva, dincolo de pereții inimii și sufletului tău? Ce este acolo? Alunecare, renunțare la rugăciune, la citirea Bibliei, renunțare la biserică. Să știți că oamenii renunță la biserică, nu, și tinerii renunță la biserică, nu pentru că este boring.
pentru că au împăcat viața. Țineți minte, asta este explicația. Separare, izolare, când ai un păcat în viața ta, încerci să te dai așa deoparte, să nu deranjezi pe nimeni, chipurile ești politicos. Sentiment de nemerit, rușine. Știți câți oameni am întâlnit care le-au fost rușine că au fost prinși în păcat, nu pentru că au păcătuit. Ați întâlnit? Cred că Iosif a întâlnit în slujirea pastorală lucrul acesta. Domnule, lui este rușine că a fost prins. Dar nu este rușine că a păcătuit. Dar cine ți-a spus, frate? Dar cine te-a informat despre ce am făcut eu? Dar cine ți-a spus că am fost la restaurantul butare? Dar cine ți-a spus că am fost la casino? Adică lui e rușine, nu pentru că a fost acolo, e rușine pentru că s-a auzit despre că a fost prins. Adicție. Un păcat din obișnuință duce la adicție, la robie. Și vorbeam cu cineva care e specialist în a lucra cu cei care sunt drug addicted. A zis, heroina duce la adicție doar folosind o singură dată. Dacă o iei de două ori, ești... Te-ai dus capa să înveți. Nu trebuie de multe ori. Apoi, pornografia, dragii mei, este mai puternică decât cocaina. Te-ai uitat de două ori. Îți cere de nu te vezi, cauți tot colțul, tot smartphone-ul, tot iPad-ul, tot laptop-ul, numai să te mai uiți un pic, pentru că dovreacul ăsta cere, să știți. Cere și cere. Există această insuficiență și cu cât bei mai mult, fumezi mai mult, minți mai mult, urăști mai mult, poftești mai mult, cu atât mai mult și mai mult vrei și mai mult vrei. Și mai mult vrei. Mâncarea e tot la fel, să știți, dacă noi nu suntem în stare să mâncăm disciplinat, ajungem la ce? La îmbuibare. Am o vagă convingere și spun lucrul acesta și despre mine, nu despre alții, că cei mai mulți oameni care sunt overweight păcătuiesc din lipsă de disciplină în ce privește alimentația. Îmbrăcămintea este o adicție. Cheltuiala devine o adicție. Cum să scap de păcatele de obișnuință? Mergem mai departe cu efectele destructive. Schimbarea imaginii semenului în ochii celuilalt. Și să știți că păcatul din viața mea schimbă felul în care eu privesc la cei din jurul meu. Țineți minte lucrul acesta. Tu n-ai să-i vezi ca pe frași și surori, ai să vezi cu totul altfel. Tu n-ai să-l vezi ca păstor, ai să-l vezi cu totul cu alte imagini. Nu-l vezi. Păcatul din viața ta schimbă imaginea fratelui tău. Vă aduceți aminte de Cain și Abel? Vă dau exemplul acesta. Îl omoară pe Cain, da? Îl termină. În primul rând, a început să-l urască. Nu mai era fratele lui, era dușmanul lui. Păcatul din viața lui a schimbat imaginea. Când Dumnezeu îl întreabă pe Cain, nu-i fratele tău, dar și e Domnul. E spăzitorul fratelui meu, ce-ți badica? El cu treaba lui, eu cu treaba mea, nu? Schimbă imaginea, înțelegi? Atunci când vezi că imaginea ta nu-i corectă despre semenul tău, întâi, uite-te la tine, vezi, măi, nu cumva diapozitivul prin care eu mă uit este unul păcătos? Nu cumva păcatul din mine a schimbat imaginea celui de lângă mine? Nu cumva semenul meu este semenul meu, dar păcatul din mine l-a făcut dușmanul meu? Căutarea scuzelor biblice, spirituale. Am întâlnit atâția frați, surori, bătrâni și tineri, care atunci când îmi pun o întrebare despre ceva, ei nu pun întrebarea pentru că nu știu. Ei pun întrebarea aia pentru că așteaptă o dezlegare. Exact ca și Iisus, au venit să le întrebe ca să le ispitească. Vine unul la mine și mă întreba, dar e păcat să bei vin? Că în Biblie nu e clar. Spun, și l-am întrebat, dar tu pentru ce mă întrebi? Că nu știi? Sau pentru că îți place vinijorul de butuc? Pentru ce mă întreb chestia asta? Ca să-ți dau dezlegare să consumi sau pentru că vrei să te sfințești înaintea lui Dumnezeu? Pentru ce faci chestia asta? În Biblie nu scrie despre multe, dar sunt principii care trebuie să le respectăm. Când există păcat de obișnuință în viața noastră, aproape apare duplicitatea, viața dublă sau ipocrizia. La biserică venim și dăm din aripioare, plecăm în afară și ne apar cu cuiele. O viață dublă, dragii mei, trăim.
Începem să trăim dublu. Una ești când public și alta ești când ești în camera ta. Când din miezul nopții, când părinții dorm de oboseală că au fost la lucru și tu stai acolo și tot butonezi pe internet. O viață dublă. Una ești la biserică și alta ești în vacanță. Una ești la biserică și alta ești în camp. Una ești la biserică și alta ești la hiking sau la școală. Când este un păcat de obișnuință, începi să trăiești două vieți. Dar aș vrea să nu uitați un lucru. Principiul acesta, niciodată nu poți călări doi cai. Și Biblia spune, nu poți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Superficialitate, frica de descoperire sau de mărturisirea situației. Dragii mei, există o mare putere de eliberare în mărturisirea păcatelor. Îmi pare rău că în bisericile pentecostale nu se practică lucrul acesta. Uneori înțeleg, pentru că frații slujitori și spun spre rușinea noastră, pentru că stăm și eu acolo, de multe ori luăm mărturisirea păcatelor și le facem uneori ilustrații de predici. Și începem să spun, a venit la mine un tânăr și mi-a spus, cui trebuie să spui chestia asta? Păi dacă ți-am mărturisit păcatul, pentru ce îl predici? Dar aș vrea tineri dragi, frați și surori, să vă recâștigați încrederea în slujitorii voștri, nu de dragul lor, ci de dragul vostru, pentru că există o putere mare de eliberare în mărturisirea păcatelor. Aș vrea să înțelegi că de păcatul de obișnuință n-ai să scapi dacă nu faci primul pas. Și primul pas este să-l mărturisești. Nu poți să scapi de el dacă nu-l mărturisești. Și o să vedeți mai departe de ce spun lucrul acesta. Nu poți să scapi de pornografie dacă nu mărturisești o faci. Nu poți să scapi de masturbare dacă nu mărturisești. Nu poți să scapi de bârfă dacă nu mărturisești și nu-i spui păcatului pe nume. Când este vorba de cina Domnului, frați și surori, cuvântul Domnului spune fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Vreau să vă întreb, când faceți rugăciunea aia de mărturisire și de pocăință, cum vă rugați la cină? Te pui și spui, Doamne, și mă iarte de tot ce am greșit. Nu, știi ce așteaptă Dumnezeu de la tine? Să spui așa, când faci rugăciunea de mărturisire a păcatelor, să spui în primul rând păcatului pe nume. Să spui, Doamne Iisuse, luna aceasta n-am vegheat și m-am uitat la spurcomedii pe internet. Luna aceasta am bărfit cu sora X sau cu fratele Y. Luna aceasta l-am înjurat pe ăla. Luna aceasta l-am urât pe ăla, l-am invidiat pe ăla. Luna aceasta am copiat la examen. Dumnezeu așteaptă și te va ierta de orice păcat căruia îi spui pe nume. Adică recunoști, ai remușcare și renunți la el. Asta înseamnă pocăința. Și pocăința aceasta se face prin mărturisirea păcatelor. Nu știu cât de des se predică în bisericile dumneavoastră despre lucrul acesta, dar mărturisirea păcatelor, dragii mei, rupe lanțuri. Aduce vindecare, aduce reumplere, aduce schimbarea vieții. Poate vei spune, dar Biblia scrie că mi-a mărturisit Domnului păcatele. Păcatele de obișnuință trebuie să le mărturisești unui slujitor. Și am să spun de ce. Fuga de responsabilitate, nesiguranța, frica de consecințe. Omul care are un păcat de obișnuință în viața lui, el nu are siguranța mântuirii. Și dacă azi te-aș întreba, dacă închizi ochii și mori, mergi în cer și te îndoiești, să știi că acolo este gândacul de Colorado, care te ține să nu ai siguranța mântuirii. Cum să scapi de păcatul de obișnuință? Sau mai bine zis, cât e de periculos să tolerezi păcatul din obișnuință? Păcatul din obișnuință te ține să fii nici rece, nici în ploc. O să predic astăzi despre Eutic, care stă așa pe fereastră. Știi, nici cu rușii, nici cu turcii. Tu ești cameleon, în biserică ești alb strălucitor. Și în oraș ești negru umbritor. Da, ești cameleon așa. Și cu iudei te faci iudeu, cu greci, greci, cu idolatrii, idolatră, cu... Schimbi imediat background-ul și totul e fain și frumos. Înțelegi ce spun? Nu ești nici în rece, nici în clopot. Dar vreau să vă pun întrebarea aceasta. De ce credeți că bisericile noastre nu sunt în clopot? Nu v-ați spus întrebarea asta. Băi, dar de ce nu-i harul ăla de pe vremuri din România, de pe biserica din Carpat? Carpat, da? Așa. Eu știam că pe vremea aia Carpat și Mărășești erau țigări. Nu știam peste ce biserică de acolo.
De ce? De ce? Voi credeți că Dumnezeu s-a schimbat? Ce spuneți? Credeți că Dumnezeu nu mai vrea ca să fim botezați și umpluți cu Duhul Sfânt? Ce spuneți? Păi dar care e vinovatul că noi suntem așa parcă umblăm în cârje pe calea Domnului? De ce credeți? Vă spun eu. Avem ceva metehne, șuruburi care mai trebuie de strâns. Păcatul devine mai atractiv decât Dumnezeu. Adică când ești pus să alegi între Dumnezeu și păcatul, alegi păcatul. Asta este pericolul cel mai mare. Să mergi la biserică sau să mergi la film sau la... Apocalipsa 2, 19 cu 20 spune: știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele de pe tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele din tâi, dar iată ce am împotriva ta. Tu lași. Tu lași o chestie în viața ta. Acolo spune despre Izabela. Tu lași ceva în viața ta. Tu permiți ceva în viața ta. Și asta este o chestie care mă face pe mine, spune Dumnezeu, să fiu împotriva ta. Deci păcatul ăla mă face pe mine să fiu împotriva ta. Orice n-ai face, Dumnezeu este împotrivă. Biblia devine o listă de reguli. Deci așa te chinuie Biblia aia. Măi, dar nu am libertate, eu nu mă pot bucura de viață. Dumnezeu așa a pus la garduri. Păi dar când am să mă bucur și eu de tinerețe? Ieremia 2,5 spune, așa vorbește Domnul: ce nelegiuiri au găsit părinții voștri în mine, de s-au supărat, s-au depărtat de mine și au mers după nimicuri și ascultat. Și au ajuns ei însăși de nimic. Știi ce face păcatul în viața ta? Te devalorizează. Te face să te simți, să devii un nimic. Ești gol spiritual, ești așa cum spune Pavel, o aramă zângănitoare. Matei 24 cu 12 spune, din pricina mulțirii fără de lege. Ce se întâmplă? Dragostea celor mai mulți se va răci. Măi, eu mi-aduc aminte în România, pe dar numai mi-era dor să mă duc la biserică, mi-era dor să mă văd cu frați, cu surori, abia apucam, stăteam peste program 2 ore, dacă nu mai mult. Acum, cum s-au făcut 12, toți se uită, încep să se foiască, surorile și-au poșetuța lângă ele, frații își mai frământă mâinile, alții se trezesc la 12 fără 5, că este vremea să spună amin, frate! Nu pentru că le-a plăcut predica, ci pentru că s-au plictisit, vor acasă. Începe meciul de fotbal, Real Madrid, Barcelona. Isaia 5, 9 cu 2 spune, și nelegiurile voastre pun ce? Păcatul în obișnuință, pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre ce fac? Ascund fața lui și îl împiedică să-l asculte. Fraților, biserică dragă, vă pun o întrebare. De ce în ziua de astăzi trebuie să se unească 20 de biserici să se roage pentru un om bolnav de cancer și omul ăla moare? Nu v-ați spus întrebarea aceasta? Păi dar unde e Dumnezeu cu puterea lui? Adică el a înviat morții, o vindecat leproșii, au făcut atâtea minuni, iar acum noi, crezând în Dumnezeul ăla care facem, ne rugăm 20 de biserici odată și omul moare. Hey, what's going on? Și am să vă spun ce. Există o chestie care împiedică pe Dumnezeu să ne asculte. Și știți care este? Este păcatul ăla pe care l-am cuibărit în viața noastră. Păcatul este o alegere între el și Dumnezeu. Pericolul blame game, am spus eu. La păcatul din obișnuință mereu vei căuta să dai vina pe altceva. O, satana asta, da, ispita asta, da? Economia asta, da? Premierul ăsta, da? Partidul ăsta, da? Biserica. Toți îți vinovați, numai tu ești straight. Tu n-ai greșit cu nimic acolo. Asta face păcatul. Toleranța păcatului nu este expresia dragostei. Și mai ales că știi că ai păcat în viața ta, te uiți că și el păcătuiește și spui, toți suntem oameni. Nu, nu, nu. Păcatul trebuie scos afară. Fă-ți o evaluare a vieții după cuvânt, nu după părerile tale sau ale altora. Atunci când vrei să-ți faci un ringhen, să-ți faci așa un scan, da? Un CAT scan, fă-o după cuvântul lui Dumnezeu, nu după cum ai auzit o predică de la nu știu ce predicator și ți-au spus acolo o chestie spirituală, că de fapt tu nu ești vinovat, că în păcate a zămislit mama, că de fapt păcatul nu știu, nu, 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 problema e a ta. Uite-te în Scriptură și vei vedea că tu trebuie să o rezolvi și nu Dumnezeu.
Fă-ți o evaluare a vieții după cuvânt. Nu subestima puterea, gravitatea și consecința păcatului. Știți ce spune Biblia despre păcat? Păcatul înfăptuit aduce ce? Moartea. Și vei spune, dar eu am mințit de 100 de ori, n-am murit niciodată. Te ajunge. O să te ajungă curând. Fă un legământ cu Domnul că nu vei mai face păcatul respectiv. Fă un legământ cu Domnul. Promite lui Dumnezeu că de azi înainte ai să te lași cu orice preț. Chiar dacă, să zicem, nebând paharul ăla de vin, o să ți se oprească inima și ai să mor. Măi, ai să mor, dar ai să mor mântuit, slăviță de Domnul. Chiar dacă ne spunând bârfa aia o să-ți paralizeze limba, mai bine mut decât în iad, amin? Chiar dacă n-ai să mai deschizi televizorul și dacă n-ai să-l deschizi, ai să-l lovești, mai bine orb, dar mântuit în Împărăția lui Dumnezeu, amin? Chiar dacă ar trebui, pentru că nu te poți opri de pornografie, să te castrezi, să devii famen. Fă-o, dragul meu, dar ajunge în cer. Pentru că gravitatea păcatului este mai mare, consecința lui este mai mare decât tu îți închipui. Fă lucrul acesta. Nu te încrede în propriile puteri, în explicații sau în scuze. Cu păcatul din obișnuință e un pic mai dificil să luți. Și nu-ți dai seama cât este de tare și adânc înrădăcinat în viața ta până când nu te hotărăști să-l scoți afară. Cât nu te-ai hotărât să-l scoți afară, e ușor cu el. Când te-ai hotărât, de exemplu, să nu mai bărfești, să vezi cât e de greu să scapi de păcatul acesta. Opune-te primelor porniri dacă îți vezi că îți începe să iasă ideea pe buze. Ia apă în gură, spuneam aseară. Hrănește-te din cuvânt. Să știți că principiul acesta al computerelor, a IT-ului, lucrează și în viața spirituală. Garbage in, garbage out. Ce bagi în tine, aceea scoți. Ce ai în tine spune că din prisosul inimii cine vorbește? Gura. Din inimă ies ce? Toate șmecherile alea demonice, păcătoase, murdare, de aici ies. Nu ies din parlament, din lege, nu ies de la școală, de la profesori. De aici ies. Le-ai băgat acolo, le-ai curbărit, le-ai clocit, au făcut pui și încep să ciribească. Din inimă ies lucrurile acestea. Când greșești, pocăiește-te. Nu trece cu vederea. Dacă ai greșit, pocăiește-te, nu trece cu vederea. Iertarea se primește prin credință, nu prin emoție. Am întâlnit atâția oameni care spun, dar eu nu simt că Dumnezeu m-a iertat. Dar ce vrei, să te gâdele Dumnezeu la subsoară, să zâmbești? Iertarea se primește prin credință. Dacă crezi în promisiunile lui Dumnezeu, înseamnă că trebuie să primești iertarea prin credință, nu pentru prin emoție. Adică eu simt sau nu simt că Dumnezeu m-a iertat. Cum adică? Simt sau nu simt? Roagă-te pentru ajutor divin și nu te schimba. Și nu te ruga să te schimbe, ci tu să te schimbi. Dă să-ți dea Dumnezeu putere să faci lucrul acesta. Fii gata să ceri, și aici vreau să ajung la ce este mai important. Fii gata să ceri ajutorul altora. Păcatele din obișnuință sunt mai greu de biruit. Dacă știi că ai o problemă, fii sincer cu Dumnezeu. Apoi caută un om spiritual care să te ajute. Cu alte cuvinte, you have to be accountable to somebody. Să-i dai voie cuiva să te sune, să te întrebe, să se roage cu tine, să te consilieze. Să-ți fie un mentor spiritual care să te ajute să scapi de chestia aia. Astea sunt păcatele pe care tu le-ai hrănit ani de zile, au prins rădăcini adânci și să nu crezi că ele o să scapi de ele așa ușor. Nu pentru că e o putere demonică, nu pentru că tu nu poți birui păcatul, ci pentru că tu le-ai hrănit prea bine. Înțelegi cine e vinovatul? Păi dar nu te supăra, 30 de ani ai bărfit și tu vrei în două zile să scapi de el? Te-ai uitat 15 ani pe internet și tu vrei acum să spui că Dumnezeu dintr-o dată îți dă
și te lipsește de dorința asta. Nu, păcatul este acolo. Tu trebuie să scapi de el. Cum l-ai hrănit, așa trebuie să-l flămânjești până moare. Să-l pui pe cuie, să-l răstignești, să-l urăști din toată inima. Apropie-te de slujitorul tău. Ai încredere în el. Îți spun eu că el va fi confident pentru că se teme de Dumnezeu, pentru că dacă el spune la altul, e vinovat și el cu tine. Spune-i lui ce se întâmplă în viața ta. Nu-ți fie rușine. Dorința ta este să scapi de el și să ai viața veșnică. Nu să pari ceea ce de fapt nu ești. Nu fă compromisuri. Dacă ceva nu merge, nu înseamnă că nu merge. Va merge. Fii perseverent. Motivația te face să pornești. Obișnuința te va face să continui. Nu fă ceea ce poți. Fă ceea ce trebuie. Pe internetul. Scuzați-mă că ajung din nou acolo. Păi dacă știi că internetul ăla te bagă în toate boalele, în toate păcatele, spune-mi mamă, mamă, te rog frumos, eu n-am de zile. Take it out. Save some money. I have a problem. Spune-mi la vară. Dacă ai cablul la diabolizor, tai coada, rupi coarnele, dă-l jos. Spuneam aseară, ia băta de baseball, sparge-i ochiul, să nu mai vadă, nici tu să nu te uiți în ochii lui. Așa poți să scapi. Nu rămâne niciodată singur, stai mereu cu prietenii, cu familia. Mie îmi sunt foarte strani băieții sau fetele care se închid în cameră. Mă gândesc cam ce fac ele acolo. Sau ei meditează la cele sfinte, se roagă, fac stăruință pentru botezul cu Duhul Sfânt. What's going on? The other side of the door. Te sfințești prea tare? Gândiți-vă la realitatea acestei vieți. Nu uita eșecul, se datorează evaluării obstacolelor. Adică n-ai să reușești niciodată să învingi păcatul dacă te uiți. Care sunt motivele pentru care tu nu poți să scapi de păcatul ăla? Reușita este examinarea mijloacelor, adică ce îmi stă la dispoziție să biruiesc păcatul respectiv. Nu te mai gândi cum să nu poți să-l biruiești. Atâția oameni am întâlnit și vă spun cu durere în suflet, care au spus, nici bine n-am început să vorbesc cu el și îmi spune, mă, dar nu pot. Stai un pic să vorbim, stai un pic să vedem ce ai la dispoziție. Cum adică nu poți? Poți! Nu te-ai împotrivit încă până la sânge, citeam la început cuvântul, împotriva păcatului. Ce ai murit? Ai avut hemoragie? Ai căzut în comă pentru că te-ai împotrivit să nu spui prostii cu limba? Nu! Înseamnă că nu te-ai împotrivit de ajuns, trebuie să mai faci un pic de efort. Dacă știi pe ce stradă ai căzut în groapă, mergi pe alta. Cântărește pe groundurile. În ce prejurări păcătuiești? Cu cine păcătuiești? Care este sora căreia îi place să asculte ce spui tu? Și vreau să vă întreb o întrebare. Știți când nu va mai exista bârfă în biserică? V-a spus întrebarea aceasta. Când nu va mai exista bârfă în biserică? Când nu vor mai exista urechi ca să asculte. Nu guri care să vorbească, dar urechi care să asculte. Tu poate nu bărfești, dar ție îți place să auzi. Ia spune sora, cam ce mai știi despre ghiță? Mai stă la portiță. Mă înțelege ce spun? Tu nu spui despre alții de rău, dar ție îți place să asculte de rău. Tu nu faci lucrurile acestea de a ție îți place să suporți, tu ești sponsor spiritual. Mai spune-mi, mai dă-i, mai ai ceva. Și ești la fel de vinovat ca și ăla care vorbește. Cântărește background-ul acesta. Aș vrea, dragii mei, în această dimineață să stăm înaintea lui Dumnezeu. Vreau să facem o rugăciune. N-aș vrea să strigați tare când este vorba de numele păcatului pe care l-ați clocit până în ziua de astăzi. Dar aș vrea să strigi cu toată inima la Dumnezeu. Uite-te în viața ta.
Și permiteți-mi să pun această întrebare din nou. Credeți că Dumnezeu în această dimineață ar fi vrut ca noi să fim într-o stare spirituală diferită de ceea ce suntem azi? Adică mai bună, mai plin de Duhul Sfânt, mai pocăiți, mai sfinți, mai darnici, mai dedicați, cântând cântarea mai cu inimă, rugându-ne mai cu foc, având între noi darurile descoperirii lui Dumnezeu, prorocie, vorbire în alte limbi, darul credinței, minunilor sau vindecărilor. Credeți că ar fi vrut Dumnezeu să fie în această dimineață astfel de lucruri în mijlocul nostru? Mai sunteți cu mine aici? Amin? Amin? Amin. Eu cred din toată inima, frați și surori. Dar nu suntem ceea ce Dumnezeu a intenționat să fim, pentru că există o piedică între noi și El. Și piedica nu e în fratele, nu e în sora, nu e în vecinul, nu e în comitet, nu e în tineri, nu e în fanfară, nu e în cor, dragii mei. Piedica este în mine, în tine și în fiecare dintre noi. Biserica ar merge mai bine dacă eu aș fi pocăit cum trebuie. Amin? Dacă aș fi mai smerit decât sunt, dacă aș fi mai dedicat, dacă aș fi mai rugativ, dacă aș fi mai disciplinat, mai serios, biserica ar fi mai bună. Biserica nu este bună, nu datorită celor care sunt pe aici, tineri sau bătrâni, ci datorită mine. Vă îndemn, frați în vârstă, cu tot respectul, nu dați mie, că nu sunt vinovați, voi sunteți vinovați. Tineri dragi, biserica unde mergeți ar putea fi mai bună dacă voi ați fi mai diferiți, amin? Pe calea credinței există totul sau nimic. Lui Dumnezeu niciodată nu i-a plăcut locul 2 să dea în viața Lui, în viața ta. Ori lasă primul loc, ori dă-te pe tine jos de pe primul loc. Este important lucrul acesta. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea în această zi, stând înaintea lui Dumnezeu, rugându-ne fiecare acolo unde suntem noi. Noi ne știm metehnele noastre, noi ne știm defectele de caracter, noi ne știm slăbiciunile, vicele, noi ne știm dorințele, visele, care nu sunt tocmai după Scriptură. Noi știm lucrul acesta ce este în viața noastră. Aș vrea în această dimineață să stai înaintea lui Dumnezeu și poate n-ai să te rogi cu har, și poate n-ai să te rogi cu vorbirea în limbi, și poate n-ai să te rogi cu prea multe rachini. Dar aș vrea și te rog în numele lui Iisus Hristos în această dimineață să te rogi cu inimă. Amin? Amin. Să te rogi cu inimă deschisă și să o lași deschisă înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, asta nu e problema. Îs obosit să ascund problema aceasta în viața mea. De prea multe ori eu mi-am ascuns viciul meu după o cântare sau după o predică sau după o dărnicie sau după o haină. Vin înaintea ta și te rog în această dimineață să intre aici în inima aceasta. Scoate, Doamne, mizeria aceasta, dă-mi putere, ajută-mă, fii lângă mine și dă-mi biruință, pentru că știu că eu sunt vinovat, că am clocit păcatul ăla în viața mea atâția ani. L-am lăsat aici, l-am iubit, mi-a plăcut de el. Am crezut că îmi face bine și îmi dau seama că mi-a făcut rău. Frați dragi, surori scumpe, biserică dragă, it's a time for a change, amin? Amin. Trebuie să schimbăm ceva. Dacă ai la dispoziție ceva să schimbi în această dimineață, este să schimbi propria viață. Să-i dai voie Lui să te învețe, să te uiți așa cum se uită El. Și să ceri de la El puterea aceasta să te ajute să biruiești păcatul pe care l-ai lăsat în viața ta. L-ai scuzat, l-ai îndrăgit, l-ai iubit, l-ai folosit, l-ai lăsat să fie parte din caracterul tău, din felul tău de a trăi viața de zi cu zi. În această dimineață te invit din toată inima, renunță la El. Te duce rău, te duce pe un drum greșit. Ai să ajungi la momentul strigării în Împărăția lui Dumnezeu și ai să auzi cuvintele că
care eu cred că n-ai vrea să le auzi niciodată. Știți ce se va spune despre noi, cei care am trăit păcatul din obișnuință? O să ni se spună, du-te de la mine, căci nu te cunosc pentru că ai făcut ce? Fără de legea. Milionul care l-ai donat la biserică e nimic. Rugăciunea care ai strigat-o la noapte de veche sau la stăruință e nimic. Sutele de ore pe care le-ai vorbit în limbi e nimic. Miile de cântări pe care le-ai cântat vor fi nimic în ziua aceea. Sutele de tineri care s-au pupăit poate prin slujirea ta vor fi nimic înainte ochilor lui Dumnezeu. Știi de ce? Pentru că eu sau tu, noi toți, fiecare în parte, am compromis slava lui Dumnezeu în viața noastră acceptând un păcat pe care ne l-am făcut un obicei în viața noastră. Haideți în această dimineață să ne gândim, nu numai la ziua de azi, dar la momentul acela în care vei sta înaintea lui Dumnezeu și cu respirația oprită vei aștepta să vezi ce îți va spune. De ce să nu te pregătești pentru cuvinte frumoase și să auzi, vino rob bun și credincios, te moștenește împărăția lui Dumnezeu. În fața tronului Dumnezeu toți suntem egali. Să nu credeți că Dumnezeu pe mine mă va trata mai special, că vezi, Doamne, el a fost Marian Pondrat care a predicat la Convenția 6. Eu voi sta înaintea lui Dumnezeu în aceeași măsură ca și tine. În această zi pe mine Dumnezeu mă cheamă să fac același lucru ca și tine. Să renunț la ceea ce mai am de renunțat. La fel ca și tine. Este vremea schimbării, amin? Haideți să ne rugăm Domnului.